Criza energetică, amplificată și de conflictul din Ucraina, își poate pune o amprentă negativă asupra agriculturii și alimentației. Pentru a se evita și o criză a produselor alimentare, Parlamentul a votat creșterea salariului minim brut în agricultură la 3.000 de lei, ajungând la același nivel cu cel din construcții, în restul domeniilor de activitate fiind de 2.550 de lei. Invitat recent în emisiunea La Subiect difuzată pe 1 TV Deva, senatorul PNL de Hunedoara, Vasilică Botecă, membru în Comisia pentru Agricultură, Industria Alimentară și Dezvoltare Rurală din Camera Superioară a Parlamentului, a declarat că se caută soluții și pentru subvenționarea sistemului de irigații. În aceste zile, Parlamentul României a lucrat la o lege privind salariul din agricultură. Acest salariu în agricultură să fie asimilat celor din construcție, adică acei 3.000 de lei în care taxele sunt de un anumit nivel pentru stimulare și pentru ajutorarea sectorului. Sunt probleme, eu sunt și membru acum al Comisiei de Agricultură, acum de-abia suntem în situația în care venim și după o iarnă în care nu a nins foarte mult, deficitul de apă este destul de mare, descoperim dintr-o dată că sistemul de irigații trebuie subvenționat masiv. Legat de salariul minim de 3.000 de lei brut din agricultură, trebuie precizat că acesta nu include indemnizații, sporuri și alte adaosuri. De asemenea, perioadele lucrate în sectorul agricol constituie stagiul de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate acestor în agricultură pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Opțiunea se depune în scris la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit prevederilor legale.